Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Simona Urdea și vă invit să urmăriți știrile. Neatenția și viteza excesivă îl puteau costa scump pe un șofer făgărășan. Acesta a vrut să depășească un alt autoturism, moment în care a pierdut controlul volanului și a ieșit în afara părții carosabile. În mașină se mai afla și soția acestuia. Din fericire, amândoi au scăpat doar cu răni ușoare. Șoferul se deplasa cu mașina din direcția Sibiu spre Făgăraș. La ieșire din localitatea Voila a vrut să depășească un alt autovehicul. Într-o clipă de neatenție a pierdut controlul volanului și a ieșit în afara părții carosabile. Atât șoferul cât și soția acestuia care se afla în mașină au scăpat doar cu câteva răni ușoare. Autoturismul marca Audi circula pe DN1 din direcția Sibiu către Brașov. A ajuns la kilometru 243, a pierdut controlul direcției de deplasare și a ieșit în afara părții carosabile. În urma impactului au rezultat vătămarea corporală a două persoane. Au fost transportate cu ambulanță la Spitalul Făgăraș, dar nu au suferit vătămări corporale care să le pună viața în pericol. Aceștia au fost transportați la spital, iar în prezent se află în afara oricărui pericol.